analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13.10 la Radio Accent. La obiect, cu Leonard Filip. Bună ziua, dragi prieteni, din nou împreună pe Radio Accent Oltenia 96,2 FM, frecvența inimii noastre. Astăzi venim după sfintele sărbătorii pascale în care toată lumea a petrecut, am mâncat miel, am mâncat ouă roșii, am mâncat cozonaci, așa de toate în tot ce a avut legătură cu această sărbătoare, cum o traducem noi în termenii noștri lumești, da? Și astăzi vom avea o dezbatere, zic eu, destul de interesantă împreună cu invitata noastră și implicita dumneavoastră, doamna Georgiana Dinescu, managerului Teatrului Colibri din Craiova. Să nu și binevenit! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Așa și aș vrea împreună cu dumneavoastră și cu telespectatorii noștri și cu radioascultătorii de pe 96.2 FM în mediul online ne găsesc acolo pe Facebook Accent TV Oltenia dacă doresc să ne adreseze întrebări sau probleme sau sesizări sau de asemenea către invitata noastră, doamna Georgiana Dinescu ne pot lăsa acolo un scurt comentariu sau o scurtă sesizare. Așadar, doamna Georgiana Dinescu, eu știu că reprezentați o instituție cu renume în Oltenia, vorbim aici de Teatru Colibii din Creva. Cum a fost această instituție în momentul în care ați preluat dumneavoastră mandatul? Știu că Ați, cunoașteți în cele mai mici detalii tot ce este acolo. Aveți o experiență, zic eu, uriașă în spatele la ceea ce vă recomandă prin cartea noastră de vizită și aș să vă întreb totodată dacă ne permite timpul și care sunt prioritățile pe care le aveți dumneavoastră în calitate de manager la Teatro Colibri. Așadar, să începem cu dumneavoastră încă o dată un mesaj de bine ați venit alături de noi aici în studio și haideți să începem, eu știu, cu dreptul, zic eu, de data aceasta în studioul nostru, în relația care avem cu instituția noastră și să ne spuneți care sunt prioritățile în perioada următoare de în pe care o conduceți? Păi, în primul și în primul rând, să creăm noi spectacole, noi producții frumoase, așa cum este obișnuit publicul din Craiova și nu numai. Să aducem povești așa cum numai teatru pentru copii și tineret Colibri poate să o aducă pe scenă și nu numai mai, mai se regăsesc cu oamenii în... Uh, mă refer generația asta matură, să vorbim de copii, că copii sunt <laughs> Mai se regăsesc în poveștile acestea, în teatru pe care l-a îl reprezentați dumneavoastră, adică mai în inocența aia copilăriei, în tăvălugul acesta materialist care ne-a cuprins pe toți și ne vădă centrifugaia de parcă mai avem un pic și nebunim. Teatrul de animație nu este numai pentru copii. Asta, vă spun, a apărut încă din antichitatea greacă și a apărut ca o necesitate. Teatrul de animație a ieșit din biserică, după aia existau diverse procesiuni, existau diverse lucruri, există spectacole dedicate publicului adult. Chiar dacă spunem teatru pentru copii și tineri sau teatru de popus sau teatru de marionete, ne duce gândul la teatru pentru copii. Nu, nu este așa. Am jucat în câteva producții la București, de renume care aduc, aduc în prim plan teatrul de animație pentru adulți și care sunt extrem de valoroase ca spectacole și extrem de importante în lumea teatrului de animație. Vă rog, a... Avem nevoie de teatru. Avem nevoie de teatru de animație, indiferent de vârsta pe care o avem. Teatru de animație nu are vârstă. Eu... Eu am văzut unul dintre dictonurile acestea, turismele acestea care circulă pe Facebook, zic eu, e un mare adevăr în el și anume, Don't grow up, it's a trap. Deci da. nu creșteți, e o capcană. Da, Și acolo întâlnim niște lucruri în care, în momentul în care am renunțat la bucuria și inocența copilării, ne trezim într-o lume în care practic nu mai e noastră, nu mai ne definește, nu ne regăsim în dar în schimb trebuie să plătim rate la bănci și așa mai departe. Toată... Da, așa este. E? Când suntem mici, ne dorim să fim adulți, să fim mari. Când <laughs> suntem adulți, ne dorim să fim iar copii. Iată că lumea asta în care trăiesc eu împreună cu colegii mei, atât din teatru, cât și din celelalte teatre, ne ajută să ducem bucuria asta mai departe, și să trăim într-o lume frumoasă, și să păstrăm pe cât se poate puritatea de care are fiecare om nevoie. Să ieșim din afara cotidianului, chit că este pentru o oră, sau pentru două ore, sau pentru trei ore. Teatrul face, are menirea asta de a face în așa fel încât să ne, să uităm de greutăți, de rate, cum spuneați mai devreme, de grijile pe care le are orice om în fiecare zi. Și noi avem rate, și noi avem griji, și noi avem copii, și noi mergem la grădiniță cu copii, la școală. Toți avem probleme, dar dacă dumneavoastră veniți la teatru pentru o oră, iar colegii mei sau împreună cu colegii mei, vă facem să uităm de grijile pe care le aveți în viața de zi cu zi. Eu cred că noi ne-am atins celul da, se vede și până expresia afișată pe fața dumneavoastră, se vede trăirea de care dați dovadă, se vede recunoașterea și identificarea cu actul pe care îl faceți noastră acolo, dar pe de altă parte, noi care suntem prinși în nebunia aceasta, știți, se vedem crâncenarea, că mă uitam acolo la colegii mei pe ecran, da, se vedem crâncerea asta de în viața de zi cu zi acolo, în momentul în care noi venim acolo și aflăm o evadare din cotidian, o evadare din momentul acesta în care se prelungește așa la infinit, nu cumva ne întrebăm din nou asupra întrebărilor esențiale ale existenței noastre și de ce pleacă una, alte probleme, adică bă, dacă am ales bine, dacă n-am ales bine, ia uite cum eram copil, mi amintesc de străzile copilăriei, de bunici, de părinți și așa mai departe, văd povește pe care dumneavoastră, în animațiile pe care le prezentați acolo, se regăsesc, cred că mare majoritatea adulților se regăsesc în ceea ce prezentați dumneavoastră, nu dăm naștere poate la alte probleme. Nu știu, mă întreb și eu, că aș veni, dar mi-e e frică să vin acolo la dumneavoastră dați uh, vă readuceți aminte, vă readuceți aminte cum e să fii copil și vă readuceți aminte ce înseamnă să vă bucurați. De lucrurile frumoase și să uitați, chit că pentru câteva minute, chit că pentru jumătate de oră, o oră sau două ore, pentru că, cum v-am spus mai devreme, avem și spectacole care nu sunt dedicate copiilor, sunt dedicate adulților. De exemplu, am avut furtuna în regia domnului Cristian Pepino cu maestru Marcel Iureș, care nu era un spectacol dedicat. Copiilor. Shakespeare nu este pentru copii, dar am avut public în sală de la 3 ani. Fiecare înțelege. Copilul de 3 ani a înțeles într-un fel acest spectacol, copilul de 10 ani, de 14 ani a înțeles altfel. Iar adultul a înțeles ceea ce trebuia să înțeleagă. Am avut copii care au venit la acest spectacol de vreo 4 sau 5 ore, având 4 ani sau 5 ani. Deci, așa de mult a plăcut. Da. De exemplu, mai avem un repertoriu Chirița și este un spectacol la fel foarte frumos și care nu este pentru copii. La început este non-verbal, este cu măști, este cu muzică live. Am avut copii în sală tot așa de 4-5 ani și au venit de două ori sau de trei ori cu părinții. Părinții au înțeles ceva sau cum avem uh, uh, ultima penultima producție a Teatrului Pic în regia Delia Gavlinski, este un spectacol pentru toate vârstele. Un spectacol uh, plin de candoare, atât pentru copiii uh, mici, cât și pentru părinți. Ce înseamnă producțiile pe care le faceți dumneavoastră la Teatrul Colibri, atât pentru copiii din Craiova și de ce nu din toată Oltenia, că probabil aveți spectatori care din toată Oltenia, în același timp ce înseamnă și pentru publicul adult, pentru că câteodată poate vin adulții cu adresamentul exact, cu tematica pe care o prezentați dumneavoastră pentru adulți, dar câteodată vin și însoțind copii și poate se regăsesc mai mult decât copiii în ceea ce prezentați dumneavoastră acolo. O, da, se regăsesc, se regăsesc în uh, poveștile noastre adulții foarte, foarte rău. Se bucură, ne scriu sau ne, După spectacol, vin la cabină să le spun actorilor că vă mulțumesc că mi-ați adus aminte de bunica, de bunicu, mi-ați adus aminte de copilăria mea pe uliță, mi-ați adus aminte de bucuria pe care am avut-o în momentul în care mi-am văzut copilul prima dată după naștere, adică sunt foarte multe emoții prin care poate să treacă un adult și nu numai. Și a descoperit practic, în în toate staturile de maturitate, da. a ajuns la acel diamant, că spun așa, diamantul copilăriei, care zace da, în fiecare și dintre nu noi, nu numai, Amintirile. așa de... Noi da? avem în creierașul nostru niște cutiuțe pline de amintiri. Uh, și când... Unele bune, unele rele, în fine. Exact, nu, nu Deși putem avea... nu bune, nu da, este mai scos și cele negative, avem și spectacole cu personaje negative, Mine. că nu, pute, nu poate fi totul roz, ca în viață, adică nu putem să trăim într-un bol de sticlă. Uh, dar se activează ceva, se activează emoția, inteligența emoțională, se activează o emoție pură uh, de care avem cu toții nevoie și fără de care nu cred că am putea să trăim. Și cred că de a rezistat teatru atâția ani prin războaie și prin uh, pandemii și prin... Uh, pentru că teatrul este o necesitate. Lucrați mai mult cu emoția decât cu rațiunea. Pentru că, în general, rațional și procesează la emoție, se lasă captat de ce Suntem foarte de raționali. Acolo. da, foarte rațional în emoția pe care o prezentați, de acord cu noastră. Și de aceea, da. publicul care vine și vormărește este lasă captat de valul emoției și luceți în lumea în care o gândiți dumneavoastră rațional. Da, sau îi trezim la realitatea, pentru că avem și spectacole care te trezesc, cu adevărat la realitate. Nu te în tine, da. da, da, da. Și îți arăt, de fapt, realitatea te învață cum, dau un exemplu banal, cum e să treci pe trecerea de pietoni fără să respecti semaforul, ce se poate întâmpla. Noi arătăm lucrurile astea prin intermediul teatrului, copiilor ce s-ar putea întâmpla iar copilul conștientizează mult mai frumos și mult mai rapid decât dacă îi zice părintele dacă treci pe roșu o să te calce mașina. Nu. Copilul se identifică. Deci are și un rol educativ și util clar. Ceea ce în și este... practic degrebați părinții de anumite sarci în care da. să mai ceartă cu copilul. Se mai cea de, de exemplu, am avut și spectacole unde am încercat să-i facem pe copii să înțeleagă și nu neapărat pe copii, cât și pe adulți, că abandonul școlar este o mare problemă și ce se poate întâmpla cu ei. Sunt foarte multe probleme pe care le abordăm De la bullying, de la neacceptare Deci vorbim și de o implicare socială În da. ceea ce faceți noastră și echipa de la Teatru Colibri. Da, și înainte Și înainte Când era manager Adriana Teodorescu La fel s-a implicat pe partea asta Cât și acum Am încercat să mai aduc Uh, în repertoriul teatrului, spectacole care sunt dedicate pentru un anumit segment de copii, cum ar fi copii atipici. Uh, avem mare nevoie de incluziune și de acceptare a acestor copii. Uh, de cele mai multe ori, uh, părinții nu au unde să se ducă cu acești copii pentru că au nevoie de un mediu mai special. Ei sunt niște copii speciali, dar foarte frumoși și absolut minunați care merită și ei să aibă genul ăsta de spectacole. Da, merită da, o atenție tot. în plus și o atingere delicată, ca să spună așa. Toți merită o atenție da. în plus. La fel și ei. Vorbeați de fenomenul acesta de bullying. Să știți că am văzut că a luat amploare foarte mare în școli. Ce se întâmplă? Cine se devină în această zonă? Pentru că acei copii care agresează, care exerce astfel de acte de bullying, da? eu nu cred că iau noțiunile exacte la ceea ce fac. Probabil interibilism. Nu știu din care e resortul din care pleacă astfel de gesturi sunt uh, foarte multe semne de întrebare pe care ni le punem fiecare dintre noi, ca și părinte, ca și pedagog, ca și actor, ne întrebăm de ce declanșează acest lucru. Haideți să vedem ce putem să facem. Eu nu încerc să caut un vinovat uh, și da, am văzut uh, de-a lungul anilor copii trecuți prin bullying și la fel și profesori trecut prin bullying, am avut colegi care au trecut prin uh, bullying, astfel de fenomeni, da, da. prin astfel de fenomene. N-am încercat să caut un motiv, dar am încercat să găsesc o rezolvare la toate lucrurile astea. Nu știu dacă întotdeauna a fost cea mai bună rezolvare. Cred că trebuie să avem înțelegere. Cred că trebuie să discutăm foarte mult despre aceste probleme. Cred că este nevoie de o comunicare sinceră între copil, părinte Părinte, școală, copil, școală, și la rândul nostru, teatrul să pună și partea bună și partea mai puțin bună a acestor, a acestor lucruri. Să arătăm că nu este în regulă să jignești, că nu este în regulă să lovești și ce repercursiuni poți să ai în viață în urma acestor lucruri. Da, doamna, din excusare că cunoașteți foarte bine tematica aceasta, aș vrea să vă întreb dacă v-ați implicat în astfel de lucruri, în încercarea de a asana, nu știu, să spun așa, mentalul social, mentalul colectiv al copiilor care se află fie la grădiniță, fie în școală primare și care, de ce nu și gimnaziar, am văzut chiar și la aici, da, exercită astfel de gesturi făcute în, într-un mod inconștient și probabil ca stimulant, având rețelele astea sociale care deja ne-au nebunit pe cap de toți. Eu n-am încercat, încercat niciodată să discut cu copii Copilul este. Se eschivează de regulă? Când... Uh, nu că se eschivează. Copilul înțelege de multe ori mai bine decât un adult. În primul rând, dacă nu pleacă de la adult, copilul degeaba înțelege pentru 5 minute de la mine. Dacă adultul nu uh, îi mă explică de, părinții, de fiecare unzi, dată. Nu știu, ce are și Școală, lui. în primul rând. Dacă școala, părintele, nu se implică în relația cu acel copil. Degeaba eu, pentru o oră, vin la ateliere, vă dau un exemplu, pentru o oră pe săptămână, când vin la atelierele Teatrului Colibri, îi explic că nu este bine, facem diverse jocuri de acceptare, de uh, socializare, dacă părintele nu continuă. E ca la terapeut. Tu degeaba te duci la nu terapeut. Nu te la filo, să o iai mai departe. Da, dacă tu degeaba te duci acasă. la terapeut dacă tu nu lucrezi acasă cu familia ta. Dacă tu nu lucrezi tu cu tine în primul rând. Iar tu cu tine poți să lucrezi când ai deja o inteligență emoțională uh, stabilă. Uh, părintele este cel care te ajută să clădești uh, anumite lucruri în uh, inteligența ta și în sufletul tău. Părintele este cel care îți arată calea. Așa s-a întâmplat cu mine, eu vorbesc din punctul meu de vedere. Părinții mei, da, mi-au spus, uite, dacă te duci acolo, da, poți să te duci la petrecerea respectivă. Și aveam, nu știu, 16 ani, dar ai grijă că se poate întâmpla asta, se poate întâmpla asta. Discuta cu mine de atunci. Mereu ca cu o persoană matură. Decât... Da, de-aia zic că noi în general și la teatru încercăm să prezentăm copiilor viața reală. Să le arătăm viața prin, prin intermediul popușilor și al marionetelor așa cum este ea. Nu că o împachetăm frumos, că nu o împachetăm, dar o arătăm într-un alt fel. Fără a introduce vulgaritate și... Uh, abuz, lucruri pe care copiii le văd, uh, da, din păcate, pasul. cam zilnic. Da. da, dumneavoastră vorbiți aici de un construct pozitiv, unul care să influențeze în bine viața generațiilor viitoare, care până la urmă va ajunge să conducă România asta, fie că vrem, fie că nu vrem, pentru că selecția biologică spune permanență cuvântul, noi cei care este matură să îmbătrânim și așa mai departe, ei care sunt copii acum vor crește și vor ajunge la butoane. Important este cum ne pregătim noi viitorul, educându-i pe ei și pregătindu-i într-un spirit, zic eu, civic și a responsabilității față de celălalt. Da. Asta vorbeați de inteligența emoțională, de inteligența emoțională, asta și mă uitam acum și mă gândeam la cum era denumită înainte această inteligență emoțională, acea chipzuință, acel cuget al nostru interior, acea simțire română Că în termenii aceia livrești În termenii populari de mai demult Cumva oarecum s-a distorsionat Având în vedere sensul acesta polisemantic Care l are fenomenul acesta de bullying S-a distorsionat oarecum uh, Acel liber arbitru pe care l are fiecare dintre noi Și da. vorbim de aici începând cu copil Și terminând cu o persoană Cu seniorii ca să spun așa Da, da, așa este uh, Mai putem face ceva Să îndreptăm lucrurile da, putem astea În loc să ne plângem putem să acționăm În loc să ne plângem putem să acționăm eu da. mă plâng acum mai mult, dar uh, ca să putem acționa, avem nevoie de oameni specializați, oameni care să ne îndrumești, și oameni care să le placă ceea ce fac. Uh, mă întreba o un colegă din țară cum de avem atâția copii la ateliere. Iată că chidem uh, aplicațiile, iar avem cel cred că peste 130 de copii înscriși. Cum de se înscriu copiii? În 5 minute. Deci în, minute? Colibri, în care are peste 130 de copii înscriși. Da, la fiecare Extraord. serie. Și seria mm. ține între 7 și 8 săptămâni. La fiecare deci, serie. fiecare serie 130 Și rămân dar, foarte mulți pe afară. Rămân foarte mulți pe afară pentru că nu ne dorim cantitate, ne dorim calitate și ne dorim ca fiecare copil să primească atenția necesară de la fiecare coordonator de atelier. Adică am putea să facem clase de 30-40, dar nu asta e rostul nostru. Rostul nostru e să îi învățăm să se bucure, să le facem o introducere în lumea teatrului, pe cei mici să-i pregătim pentru teatru, pentru că avem, de la, avem ateliere de la 2 ani. Deci de la 2 ani aveți copii? Da. Am avut spectatori dar... și de <coughs> 4-5 luni. Am, avem uh, solicitări pe mailul ul teatrului. De ce nu facem ateliere de la 6-7-8 luni? Și ne-am explicat, alea este babysitting, nu este atelier. Da, mai încerca să așa. Da da, 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 da. Uh, dar, într-adevăr, uh, cât am studiat partea asta de psihologia copilului și pe categoriile de vârstă ale copiilor, da, într-adevăr, există o psihologia copilului de la 0 la un an unde într-adevăr se fac anumite exerciții specifice pentru a le dezvolta motricitatea, de a le dezvolta privirea, de a le dezvolta uh, câmpul vizual, dar sunt alt gen și intrăm într-o altă zonă. Nu, de la 2 ani, dar avem și copii în sală de un an jumătate. Dumneavoastră ați folosit o sintagmă care este oarecum pretențioasă, ca să spun așa, și așa, numai aceea psihologia copilului. Această psihologia copilului nu știu cât de mult exista înainte, dacă stăm și mă gândesc la rolul director al părinților și în același timp responsabilitatea civică pe care o avea societatea, respectul față de bătrâni, respectul față de mersul în societate când mergea copilul ăla, nu cumva a fost înlocuit, înlocuit s-a insinuat așa într-un mod insidios această chestiune pentru a separa oarecum problemele noastre care le avem și în calitate de părinți și în calitate de responsabilitate socială și plasăm această responsabilitate pe umerii dumneavoastră și celor care se ocupă de educarea copilului și noi mm. ne degrăvăm de oarecare, de oarecare sargini, pentru că, nu știu, sunt preocupați să mai fac rate, să mai iau o mașină sau să mai iau o mașină de spălat sau mai știu eu ce și hai că se ocupă teatru colibri, se ocupă baby se ocupă nu știu cine, dar văd aici de treburile mele nu și mă mai de la rolul meu. Nu știu și acum nu mă schivez, nu am Nu, eu vorbeam să de fagă, mine, de, de mine. Nu am, ca am stat să fac o analiză, dar dacă mă întrebați pe mine strict personal, Uh, unii poate da, încearcă să se izchiveze, dar uh, cu siguranță mulți nu încearcă să se izchiveze, probabil nu găsesc uh, resursele, uh, da. cu copilul? Da, da. Uh, foarte mulți părinți ne-au spus, doamne, copiii mei au devenit foarte deschiși în momentul în care au venit la voi la ateliere. Avem copii pe care îi creștem de la 3 ani și acum au ajuns la 10-11, 12 ani. Deci ai găsit calea de comunicare reală cu da, acei copii. Și copiii s-au deschis uh, în fața părinților. Și părinții s-au deschis în fața copiilor, și nu îi mai tratează ca pe niște copii. Copilul înțelege foarte multe lucruri, și copilul are nevoie de uh, foarte mult atașament și de foarte multă libertate cu ghilimele de rigoare. Eu am avut uh, libertate cu ghilimele de rigoare, libertate controlată, dată de către părinții mei. Dar am avut senzația că sunt se liberă. Rău. Asta, Eu știți? cred că a fost bine pentru că m-au lăsat să mă lovesc și cu capul de zid singură, să iau decizii singură și să-mi asum, da, da, da. să asum deciziile pe care, pe care și le asum luat. Și care derivă exact. de pe care le-ați decis. exact. Exact, da? adică nu să mă întreb pe mama, pot să? Mama am voie să? Nu, mama mi-a zis, alegi dacă vei face lucrul ăsta. S-ar putea să ai o problemă, dacă vrei să-ți iei, dau un exemplu banal, paharul ăsta pe care îl avem pe masă, gândește-te că două săptămâni nu mai ai bani. Și am ales. Și, poate că și așa bine și cer, rău, da, că, de pleacă experiența da, pe care Da, eu. poate că și asta m-a ajutat și uh, poate că lucrurile astea, uh, în ultima perioadă discutăm bullying și educație financiară la copii. Bine deci Asta este cu educația Educați. financiară la copii este nou trend Bullying și educație financiară Da, în momentul în care îi dai copilului 5 lei Dacă copilul nu știe ce înseamnă momentul în care tu te duci la lucru Și să spunem mai salariu minim pe economie Ce înseamnă să lucrezi o oră pe zi Că o oră pe zi poate să însemne 3 lei sau 5 lei sau 4 lei Copilul nu o să înțeleagă Deci de unde pleacă? La modul de reprezentare al părinților în zona indicatorilor da, financiar. și care... a, apropo și de asta, am prieten care predau educație financiară și am întrebat, spuneți-mi și mie, ce predați voi la educație financiară? Vreau și o să înțeleg cum anume predați. Păi că uite că ar putea să strângă bani pentru facultate. Bun, un lucru minunat, dar copilul are valoarea Noțiunea banii? La banului. Cu care lucrează, exact. Are valoarea? El știe ce înseamnă uh, cât lucrează pentru acei bani? Da, toți primim bani de la bunica, de la bunicu, de la mătușa, de la unchiul, de la mama, de la tata și punem la pușculiță. Să-mi iau eu nu știu ce, când o să mă fac mare sau să-mi iau în vacanța de vară sau să plec în tabără. Da, uite, asta este o, mod, o metodă de a face educație financiară. Îi dai copilului bani tot anul, copilul știe că dacă vrea să plece în tabără, strânge banii la pușcă. Și a setat un obiectiv pe termen Da, nu contează da. că el nu ajunge la suma respectivă. Tu, ca părinte, automat pui banii respectivi. Diferența. Exact. Banca tot timpul plătește la timp. Exact, banca plătește la timp, dar copilul ăla înțelege ceva, că în loc să arunce pe nu știu ce mașinuță cu care se joacă 5 minute, preferă să plece în tabără. Și a strâns banii. Da, pe de o parte noastră vorbiți de această educație financiară la copii care încearcă să se responsabilizeze în baza unor concepte pe care ei nu le au foarte bine determinate, ci sunt foarte fragile, dar, iar pe de altă parte vorbim în partea cealaltă de părinți care efectiv ghiftuiesc copiii, le dau, nu știu, vrei bicicletă, ai bicicletă, ai făcut 18 ani, ia merge de de ultima generație. Părinte ai făcut... părinte păi nu, face dar în momentul asta. în care lucrezi cu astfel de noți, păi în momentul în care ai luat, nu știu ce mașină, 200.000 de, de euro la 18 ani, da, nu sunt în măsură să, să discut aceste lucruri, dar știu clar că, da, am și prieteni care le oferă copiilor pe masă tot ceea ce își doresc, dar. Să aibă ce n-am avut eu, că asta da, e. Da, și, și părinții mei au fost la fel. Că... Da, mama, să ai ce n-am ce avut eu, e normal. Nu, nu vorbim dar... de latura pozitivă a acestei expresii, vorbim de latura insidioasă, care uh. pervertește, care strecă ulterior. Dar sunt și părinți care le oferă tot ce își doresc copiilor, dar le oferă cu un preț. Adică nu cred că putem generaliza. Adică da, dacă a avut note bune, dacă... Nu, vorbim excepția făcut... care confirmă regulă acum. Și eu m-am plasat într-o zonă destul de dificilă de excepție care confirmă regulă. Da, nu știu ce să spun. Acum dumneavoastră știți mai bine dacă e bine sau nu e bine. Ca și părinte, na, fiecare consideră că face ce e mai bine pentru copilul lui. Atâta timp cât copilul este civilizat în societate și nu face crize, pentru că sunt și copii care fac crize în magazine te întâlnești cu ei peste tot. În supermarket la mâna, e dezastru. Dar și aici aceste crize istericale pe care le face un copil pleacă tot de la o lipsă de comunicare. Da, o conexiune deficitară făcută pe de-o parte cu, cu părinții și pe de-altă parte momentul cu. În care colectivul spui, în care exact, în momentul în care spui nu, trebuie să și, mod, să și justifici de ce nu. Dacă spui copilului da, justifică da pentru că. Nu pentru că. În momentul în care spui da, nu și nu justifici și nu spui absolut nimic altceva atunci copilul este confuz. Da, dar da, să știți că marea majoritatea creștem în acest acești termeni foarte vaci pe care a făcut noastră trimitere. Că eu îmi hai bre, mama, ia și mie, nu știu ce. Hai, bă, dă-te de aici că n-am bani, știi? Adică mă duc, da, da, a, -a, a, a fost justificată, mă... păi a fost da, justificată. Nu am bani în acel cerito. moment. Da, 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 n-am bani. gata, stai, mă, gândim. sau mama, uite, mai avem 3 zile până la salariu sau o săptămână până la salariu, este clar. Da, trebuie să ai da, o comunicare da, reală. Da, da, trebuie să ai și o justificare, să justifici toate lucrurile astea. Dar, într-adevăr, rolul formator pentru tânăra generației este unul extrem de dificil asumat, pe de-o parte de școală, pe de-altă parte de dumneavoastră, pe de-altă parte de părinți. Sperăm că, undeva, toți acești trei vectori se întâlnesc, undeva la mijloc, și vor fi creuzetul pentru o formare, zic eu, pozitivă a generației Ai. tinere, în ciuda la toate aceste telefoane, tablete. Așa și este. Și ceea ce mă bucură că la teatru de fiecare dată când vin copiii la ateliere, avem o regulă. Telefonul rămâne pe masă, închis, nu aveți treabă cu telefonul. am încălcat regulă dumneavoastră, văd că o mențineți. Da, da? o mențin pentru că Atelele trebuie, de la radioaccent în da, această. Trebuie zi. să respect. Adică dacă eu vreau, eu vreau, impun o regulă, trebuie să respect și eu această regulă. Schimbarea începe cu tine. Data și... viitoare, promite că ne conformăm și eu și exact, colegii mei, da? Exact, schimbarea începe cu tine și dacă vrei să arăți ceva pozitiv, da, arată tu. Eu îmi închid telefonul la fiecare atelier. Da, și mă sună, nu contează de unde mă sună, închid telefon. De aceea și prin spectacole, că acum urmează să începem Anul noi spectacole. Anul acesta ce aveți asta vreau să zic? Urmează... Păi acum ne pregătim de o nouă premieră, vom începe repetițiile la Ridichea Uriașă, este un spectacol foarte frumos în regia lui Gabi Cadariu. Uh, pf, o să mai avem încă o premieră, Elefantelul Curios, în regia lui Geo Balint. Ne pregătim de festival O să festival. am și la Curios un rol acolo da, de da, 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 da. <laughs> nu <laughs> un rol, dar vă invit să veniți în sală. Și o să vedeți că am dreptate și să vedeți cât de schimbat o să plecați după 45 de minute, 50 de minute de spectacol. Sună ca provocare, dar pe de altă parte, mie nu, și vă în fine, da. nu vă provoc. Nu vă provoc! vă provoc să veniți la spectacole. Ne pregătim de festivalul Popețescu Ocupai Street care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 10. Este singurul festival de artă animație care se din România care se desfășoară în spații neconvenționale și care unește art artiști independenți din toată lumea. Am încheiat aplicațiile, am avut foarte multe aplicații, mai multe decât anul trecut. Cred că am avut peste 250 de aplicații, mult, atât da. pe spectacole, expoziții, scenografie, ateliere, concerte. Festivalul ăsta... Ce așteptare aveți? Asta vreau să vă întreb, că e deja începe să devină un brand pentru Craiova. Este un brand. Da? Este un brand și a devenit un brand datorită comunității. Comunitatea este cea care a făcut acest brand. Ordonatorul de credite este cel care ne susține de fiecare dată și a susținut acest proiect încă de la, din fașă și îl susține în continuare. Da, este un festival care reprezintă nu neapărat pentru comunitate, și pentru comunitatea noastră de artiști popușari și marionetiști dar deja a ajuns să fie important la nivel internațional și asta nu poate decât să ne bucure dar publicul Craiovenii și cei care au venit de fiecare dată număr atât de mare la spectacole, la parada de deschidere la parada de închidere sunt cei care sunt cei care au dat puterea acestui festival nu, nu în ultimul rând, aș vrea să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care sunt implicați, de la toate regiile Ordonatorului de Credite, de la primărie care de fiecare dată a fost lângă noi și este lângă noi în toate proiectele pe care Teatrul Colibrii le desfășoară, și presei, presa a fost de fiecare dată lângă noi și le mulțumim că de fiecare dată la orice face Teatru Colibri scriu și vorbesc despre noi. Iar publicului, ce să le spun, mă înclin în fața dumneavoastră și vă așteptăm cu mic, cu mare, de fiecare dată la spectacolele și la evenimentele susținute de Teatru Colibri. Festivalul ăsta a crescut și a crescut frumos. Dacă suntem în lumea poveștilor, știți că în povești făt frumos a crescut într-o zi cât alții în 10 ani. dacă l-a meu, vă cresc și eu. Exact. Dacă meu, iată că crești. acest festival a crescut sănătos, a căpătat cărnița așa cum primește fiecare copil și iată că anul ăsta avem 10 ani unde o să pregătim o ediție absolut spectaculoasă. Așa au fost toate edițiile acestui festival. Nu, asta de... deja m-ați enervat, a să mă enervați. Așa, ați acest festival, da? Ați reușit să faceți festivalul intensit aici la Careva. Târgul de Crăciun, la fel, a ajuns un brand la nivel european. Târgul de Paște, la da. fel. De deci, ce celelalte municipii reședințe de județ din Oltenia, mă refer aici la Slatina, Râmnicu Vulcea, Târgul și Drogheta Severin, nu știu, măcar să ia copii paste de aici ceva, pentru că acolo nu se că... să să pună niciun fel de, de operație de branding în spatele la. Ce -s S face? Știți ce se întâmplă? Să știți că sunt multe orașe care au încercat să copieze acest festival. Papețocupai Street. O să regăsiți fragmente din acest festival în alte orașe. Nu se pliază. Nu se pliază. Ce fel a sunat asta? Să pliază. Mai aveți de învățat, Nu băieți. se pliază. Nu? Și noi suntem o echipă mică. Da, suntem, 30, suntem 30 de actori și facem un asemenea festival. Nu se pliază. Da, ies anumite lucruri frumos la Craiova. Eu când am plecat din București am venit datorită deschiderii pe care o are această comunitate și municipalitatea. Deci în momentul în care am decis să plec din București, unde avem casă, tocmai ce ne terminase în casa, să venim aici. Și ați plecat asta ca să casă, și veni la Craiova. Da, da, <laughs> și stăm cu chirie. Așa, am venit pentru că am, am găsit o deschidere. Lucruri pe care acum le-am implementat aici, lucruri pe care mi-am dorit să le realizez împreună cu echipa teatrului, și împreună cu fostul manager, am reușit aici, pentru că aici a fost deschidere. Și pentru că oamenii și-au dorit altceva. Da, sunt orașe care au încercat să copieze, dar trist și palid. Ce pot să zic? Da, și s-au realizat proiecte importante, cum este Târgul de Paște, e. care este un târg foarte frumos și care... Uh, desfășoare până la 1 mai așadar veniți la Creva. Vă așteptăm și mai avem, și, mai avem și spectacole, sunt foarte multe evenimente, adică nu este un târg pur și simplu, s-au pus niște elemente sau uh, sunt comercianții și vând acolo. Nu, se întâmplă lucruri. S-a pus viața, de regulă, în fața elementelor de logistică. Da, dar aici de motor. Viață și de resortul acela care face ca lucrurile să meargă înainte. Mai avem mai puțin de un minut. Vă rog, doamna Dinescu, o concluzie a dezbaterii noastre și un mesaj pentru respectatorii noștri și pentru ascultătorii noștri de pe 96.2 FM. Vă așteptăm în primul rând la Craiova. Cu foarte multe surprize, urmăriți uh, pagina Teatrului Colibri pentru toate evenimentele pe care o să le avem. Urmăriți uh, paginile de Facebook uh, ale instituțiilor de cultură din oraș și nu numai, pentru că o să vedeți, aveți ce face, aveți ce vizita, aveți ce vedea și uh, credeți-mă pe cuvânt că nu o să regretați niciun eveniment organizat uh, în Craiova. Da, doamnelor și domnilor, Georgiana Dinescu, managerul Teatrului Colibri din Craiova, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți alături de Radio Accent 96.2 FM să ascultați muzică bună și programele noastre interesante și uitați să, emisi să urmăriți și emisiunile de pe televiziunea Accent TV Oltenia. La revedere, numai bine! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13.10 la Radio Accent. La obiect, cu Leonard Filip.